Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 50 de cenți, Elisabeta II, al doilea portret. Emitentă Noua Zeelandă pe perioada reginei Elisabeta II. Monede de circulație standard între anii 1967-1985. Compoziție cupru nichel, greutate 13,61 de grame, diametru 31,75 de milimetri, grosimea 2 mm. Formă rotundă, orientare aliniere medalie, sus, sus. Demonetizată la 1 noiembrie 2006. Pe avers avem al doilea portret încoronat al reginei Elisabeta II, cu chipul la dreapta, purtând tiara fetelor Marii Britanii și Irlandei, legenda în jur, data mai jos, înscrisul Elisabeta II, Noua Zeelandă. Pe verso avem o ambarcațiune HMS Endeavour, comandată de capitanul James Cook la prima sa exploatare a Pacificului în 1769-1771, navigând spre dreapta, trecând prin fața muntelui Taranaki. Denominația sus stânga, legendă mai jos, înscrisul Endeavour, JB, inițiale creatorul acestei părți, George James Barry. Marginea este netedă și zimțată. Această monedă este din anul 1980, produsă de monetăria Ottawa, produsă într-un număr de 8 milioane de bucăți, are o valoare nominală de $1,90, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între $6 și $400. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!